Prezenți în fața prefecturii Dâmbovița pentru a intervieva primarii din județ în legătură cu subiectul fierbinte al companiei de apă, jurnaliștii MDI TV au fost luați la rost de Adrian Țuțuianu, care mai nou interzice accesul presei în instituțiile publice, transformând clădirea Consiliului Județean și prefecturii în propria moșie. Se pare că Adrian Țuțuianu nu este deranjat doar de prezența jurnaliștilor MDI TV, ci mai degrabă de subiectele atacate de aceștia, care nu îi sunt deloc pe plac. În instituția asta, când mai intrați de acum, trebuie să aveți acreditare. Și al doilea, intrați când vă invit eu la anumite activități. Prezența voastră nu e prevăzută de lege la activitățile Consiliului Județean și ale Prefecturii. E limpede? Cel mai probabil invidios pe eleganța deosebită pe care Adrian Țuțuianu o manifestă față de jurnaliști, Alexandru Oprea încearcă să-l copieze și el pe președintele Consiliului Județean, redefinind noțiunea de instituție publică. Vicepreședintele CJD a scos echipa MDI TV din prefectura Dâmbovița pe motiv că este o instituție publică. Este o instituție publică. Eu am înțeles pe instituție publică, tocmai de aceea am intrat în ședință pe prefectura. Ce am reținut astăzi? 1. Că este nevoie de o lege specială pentru MDI TV pentru a pătrunde în instituțiile publice din Dâmbovița, motiv pentru care ne vom adresa probabil guvernului. 2. Că accesul în instituțiile publice este interzis. Apreciind învățăturile celor doi oameni care conduc județul, le transmitem și noi că vom continua să ne facem meseria și să investigăm acele subiecte care sunt de interes public, chiar dacă nu coincid cu interesele autorităților.